Și localitatea prahoveană Păulești a fost astăzi în sărbătoare. Evenimentul, ce a ajuns la cea de-a treia ediție, a fost deschis prin dezvelirea bustului profesorului și arhitectului Toma Socolescu la școala din localitate, care îi poartă numele. Opera de artă a fost realizată de către sculptorul Ștefan Macovei. Puține localități se pot mândri cu personalități de asemenea anvergură care să aibă legătură cu localitatea respectivă. Și este bine că atunci când conducătorii care conduc o comunitate caută să echilibreze viața materială cu cea spirituală. Fiindcă fără viață spirituală și educație nu putem rezista în timp. A făcut primăria din Păulești, în care la fel noi astăzi ne desfășurăm activitatea. Bineînțeles, fiecare primar aducându-și contribuția de îmbunătățire sau renovare după cum a fost necesar. A proiectat școala care poartă numele aici de unde noi ne aflăm, Toma T. Socolescu. A construit 5 poduri peste Părâul Dâmbu. La eveniment au fost prezente atât autoritățile locale, cât și cele județene. Că un popor rămâne în istorie, prin limba maternă, prin cultură, prin tradiții, prin obiceiuri, și că acest popor, atât de greu încercat de-a lungul secolelor, știe că anumiți oameni care s-au născut din geneza lui nu mor atunci când îi cheamă Dumnezeu la el, ci prin opera lor, prin ceea ce au făcut și prin ceea ce lasă, vor dura în amintirea poporului român. Petrecerea a continuat cu programe artistice și concerte. Mâine, păuleștenii sunt invitați din nou la petrecere. Sărbătoarea continuă. Sunt programate o serie întreagă de recitaluri și concerte. Evenimentul va fi încheiat târziu, în noapte, cu un foc de artificii.